Continuăm până una alta cu un alt Ștefan, Ștefan Niță, care este vegan, ceea ce este surprinzător la Ștefan nu este însă alegerea meniului sau personal, ci faptul că el e bucătar șef, înțelegeți ce zic, adică iubește mâncarea și chiar a gătit ani la rând preparate tradiționale fără să le guste. Eu vreau să-l vedem pe Ștefan Niță, spunându-și povestea, pregătind un tiramisu complet vegan. Simțiți că îmi plouă în gură, nu? Apoi îl primim aici în platou cu speranța că vom avea și ocazia să-l gustăm și să avem ocazia, sper să fie de post. Hai să vedem. Da. La 40 de ani, șef Ștefan Niță are un stil de viață diferit de al oricărui alt bucătar șef. Este complet vegan, iar asta durează de mai bine de 20 de ani, deși a gătit și poate găti oricând, orice, pentru oricine. Ne-a povestit cum a renunțat la carne și la produsele de origine animală, în timp ce ne prepara un tiramisu vegan. Eu am fost tot timpul gras, adică am avut 120 de kilograme în adolescență. Și a trebuit să slăbesc, să fac tot felul de cure. Eram perceput ca fiind grasul. Și nu mă simțeam bine în pielea mea. Forma prin care mama mea își arăta iubirea față de mine era să-mi ofere foarte multă mâncare. Și în felul ăsta, na, eu nu prea știam exact ce și cum, însă nu mă simțeam bine. Și am avut o operație de apendicită, unde n-am mâncat vreo 2-3 săptămâni. Și am ajuns într-un plafar și am descoperit cărțile Elenei Niță Ibrian. Ea avea alimentația asta vegană. Nu așa am început să citesc, mi s-a părut fascinant. Și ușor, ușor am început. Eram în clasa 10-a spre 11-a. Și am ajuns să mănânc foarte multă hrană lichidă, în diverse forme. Cum a reacționat mama ta? Rău. De ce? A fost un lucru foarte grav pentru ea, pentru că nu mai putea să-mi ofere ceea ce știa ea că e bine pentru mine. Dar eu mă simțeam foarte bine, am pierdut în greutate foarte rapid, adică în mai puțin de 6 luni am ajuns la o greutate optimă, undeva, nu știu, 70-80 de kilograme în câteva luni. Timp de 4 ani, Ștefan a consumat numai hrană lichidă. A continuat să slăbească și de la cele 120 de kilograme de la care a plecat, a ajuns să aibă chiar și 52 de kilograme pentru o perioadă. Deși a absolvit două facultăți, una de regie de film, cealaltă de comunicare, Ștefan și-a urmat până la capăt pasiunea pentru mâncare și gătit. În ciuda faptului că meniul său era unul strict vegan, a plecat la Londra și s-a înscris la un curs de bucătărie. M-am dus în bucătărie, am început tradițional. Am lucrat destul de mult, deci am oscilat. Deci tu preparatele? Ca să faci mâncare nu trebuie neapărat să o gusti. Dacă știi cum să o faci, lucrurile sunt destul de deci simple. Deci tu preparai din bucătăria tradițională, dar nu gustai. Nu gustam. În schimb avem un succes. Gustam, dar nu mâncam. A fost o perioadă în care gustam, dar nu înghițeam. Deși a învățat toate tehnicile și secretele gătitului, bucătăria tradițională nu era pe gustul său. Așa că, după ce a mai căpătat experiență, a început să gătească vegan pentru clienții restaurantului unde lucra. Și de joi până duminică, pur și simplu făceam mâncare. Dar făceam mâncare vegană și ro-vegană. Și făceam un meniu companion pentru meniu normal. Și erau rețetele inventate de tine? Erau rețete inventate de mine, luate, reinterpretate, că până la urmă nu poți să inventezi ceva, trebuie să pornești de undeva. Da. Na, și curentul ăsta a fost destul de nou în România, dar eu l-am făcut la nivel de restaurant. Deci ai fost primul șef bucătar da, vegan și am și din rămas România? În continuare, pentru că nu sunt încă oameni care să se asume la nivel de bucătărie, să zică ok, eu fac tipul ăsta de bucătărie la nivel profesional. Astăzi, Ștefan simte că și-a găsit locul. Oferă consultanță pentru cei care vor să deschidă restaurante cu specific vegan. Predă cursuri de gătit vegan și în curând o să aibă prima promoție de bucătari specializați în rețete pentru vegetarieni. În mare parte, familia îi împărtășește gusturile. Atât fosta soție, cât și actuala sunt vegane. Pentru cei 4 copii ai săi, gătește însă de toate după cum poftesc ei. Copilor tăi ce le oferi? Tradițional sau vegan? Eu îi pun să aleagă. La fel am făcut și cu autodiversificarea. Ne-am pus în față și de obicei le pun în față diferite preparate sau diferite gusturi și eu cred foarte mult în instinctul lor de a alege. Dar ei sunt vegani? La noi acasă, în principiu, nu au opțiuni în zona asta. Dar mergând la grădiniță, mergând cu copiii la petreceri, mergând la bunici, i-au luat contact cu toată lumea, da? Și cu salam, și cu cărniță, și cu lapte, și cu ouă. De exemplu, vin și zic vreau salam, dar de unde e? Și vorbim despre asta și le dau
sau, de exemplu, lucruri care sunt alternative, de genul tofu afumat. Și gustul de a fuma se regăsește acolo. Timpul a trecut repede cât Ștefan ne-a spus povestea lui, așa că prăjitura lui vegană a părut că a fost gata cât ai clipi. Hai să vedem ce este aici. Eu am tăiat prima parte. Ia să vedem. Hop! Și o să am eu onoarea să gust, nu? Păi da. Așa, îl punem aici pe farfurie. Stai să spun și uite. Că dacă tot ai venit la mine așa, uite, îți spun și aici frumos așa, nu? Se apropie extraordinar de mult de gustul de tiramisu, nu mă așteptam. Și consistența. Mhm. Acolo, adică nu simți lipsa pișcotului. Eu zic să-l primim cu aplauze. Șef Ștefan Niță este acum aici. Super plus. De fiecare dată am spus. Salut, 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 salut. Te rog să iei una. Arată senzațional. Arată senzațional. Ne-am întâlnit când ai fost la emisiunea noastră. Cu Vasi, cu domnul doctor. Da, cu doctorul Vasi Rădulescu. Tu ești vegan, știm toată povestea ta. Știm că știi să-ți alegi foarte bine felurile de mâncare încât să nu ai... Cel puțin așa cred. Așa crezi, dar să nu ai amețel, să nu ai probleme, nu? Păi eu așa cred că... Mai amețel și eu, da, de la poluare, de la altele. Iar ăsta este un tiramisu vegan, da? Ăsta e vegan 100% și... Adică vegan înseamnă și fără ou. Și fără ou, și fără lapte, și fără brânză, și fără ou, și fără pește, și fără adică nimic. Adică și fără mascarpone, fără nimic. Da, e un mascarpone din caju. Uite dacă îl vezi. Da. Și, deci e și de post, logic. E și de post, da. Practic toată alimentația asta e de post. Perfect. Bă, vreau să spun că de arătat, uite, fac așa o prezentare ca la MasterChef. Ia uite-te aici. Ia uite aici. Pac, ia uite mă, nene. Privit din toate unghiurile acest platou. Arată senzațional, ăsta e adevărul. Și gustul, acum trebuie să gust chiar dacă vrei sau nu. Gustul, lasă să zic eu acum, cum să nu. De când trebuie așteptam. Larisa a fost foarte încântată. Vrei să mă convingi ca să spun că este senzațional? E cu cafea de cea mai bună calitate. Asta nu e, se poate face și pentru copii. Tu ai 4 copii? 4, da. 2 vegetariani? 2 vegetariani și 2 în devenire. 2 în devenire. Câți ani au cei mari? Păi 5, am 2 de 5, 2 și 1 an. Deci stai un pic, 2 copii de 5 ani, da. Sunt gemeni? Nu, dar i-am din 2 căsătorii. Aha. Deci am 3... Cum, 3... Am 2 5 ani? Da, păi așa s-a nimerit. Am un băiat și o fată. Așa adică tu, stai un pic, nu te trece peste subiectul ăsta. Adică una era pofta inimii, una mama la copii. Păi da, așa a fost. A fost practic deci, Filip, da, zi. Da, Filip și Eva sunt în același, în diferență de o lună. De o lună? De o lună între ei. Păi adică, da, mă rog, atât a fost. Da, atât a fost. Da, 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 da. Da, și... Păi și când au aflat una de alta? Pe parcurs. Da, a fost foarte fain. Adică e o poveste interesantă, așa, în care noi am ajuns practic să ne dăm seama că suntem foarte ok împreună ca familie. Tu erai căsătorit? Eu eram căsătorit. Rămăsese soția însărcinată. Și am întâlnit cu actuala parteneră, cu Diana. Băi, pe cum ai întâlnit? Uite așa, ne-am întâlnit. Și a fost de la prima vedere, da, dragoste. Da, 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 da. Și imediat și a însărcinată. Da, da, da. Nu chiar imediat, la cam un an. Pe dar ea, un an? Aproape. Nu știu, vreo 7-8 luni. Păi dacă au 5 ani copii? Păi ea avea un copil din prima căsătorie. Eva e din prima căsătorie a Dianei. Seamănă, eu cred că tu ai devenit tată. Nu. Nu înțelegi ce crezut eu? Nu. Deci păi gata, nu mai e interesantă povestea. Da, nu mai interesant. glumesc, îți dai seama. Eu am crezut că tu ai devenit tată două ori în același timp. Da, nu. Și de asta ziceam... Nu. Nu, practic asta a fost. Eu zic că am 3 băieți și o fetiță bonus. Și o fetiță bonus, perfect. Da. Perfect. Și sunt foarte faine, adică au stiluri diferite, sunt total diferiți, au abordări diferite. Și cei doi sunt vegani, cei mari. Măi, Eva a zis că nu mai mănâncă, de exemplu, deloc, decât carne, deloc, decât din când în când kembuști. Da. O zic că mai mănâncă din când. Pentru că mănâncă la bunici, mai interacționează cu asta. Și e foarte ok, adică e alegerea lor, nu am nicio problemă de genul ăsta. Dar crezi că nu e influențat foarte... deloc soția tot așa și ea este vegană? Da, păi ea are chiar asociație de vegetarieni, de vegani. Și am văzut ceva mai devreme, practic ambele erau vegane. Da. Prima soție, Cristina, este chiar tot în bucătărie ne-am întâlnit. E chiar pasionată în bucătărie și am făcut acolo lucrurile împreună. Da. Și ne înțelegem foarte bine, adică chiar locuim împreună în același bloc. Cum, și cu fosta și cu actuala?
Da, fiecare avem relații separate, stăm în același bloc, suntem ok, copiii sunt foarte faini. Adică și vă întâlniți și toți acum, că și ați are căsătorit Cristina? Nu, e într-o relație. Și vă întâlniți și toți? Absolut. Dar mai stați la un grătar împreună toți? Absolut. Da, de legume. De vegan, da, de legume. De legume. De legume. Nu, ne-am dat seama că divergențele pe care le au adulții se pot rezolva absolut amiabil și ok și... copiii au viața și oricum la masă toată lumea se împacă. Și ideea de a mânca împreună e foarte frumoasă, adică eu împărtășesc. Tu ești vegan de cât timp? Am oscilat, adică sunt din clasa 11-a, da. Am tot început pe povestea asta, m-am întors spre carne, m-am dus în toate direcțiile, mi-am dat seama că până la urmă mâncarea nu e atât de importantă și că e mai important să gândești pozitiv, să până la urmă să alegi și surse ok de hrană și că toate sunt o opțiune. Ești foarte mișto. Bravo, da. Șef. Hai să-l mănânc pe tiramisul ăsta vegan. Sunt alte texturi. Ca... Ai emoții, trebuie să dau verdictul. Într-adevăr, alte texturi, dar este senzațional ca și gust. Îți place, nu? Pe cuvânt. E efectiv senzațional ca și gust. Dar părerea mea că îți trebuie multă școală ca să știi să faci tiramisul ăsta. Da și nu. Eu fac cursuri și învăț pe oameni să facă povestea asta. Adică una din... Vreau să vin la cursuri. Mamă, de ce senzațional, pe cuvânt. Mă bucur. Asta a fost pentru că în zona asta de bucătărie nu există un standard. Dacă noi știm toți cum are gustul amandina sau cum are gustul tiramisu, în zona de vegetarian, vegan, ro-vegan nu prea există un standard. Și atunci asta a fost unul din gândurile. Am zis, bă, eu vreau să vă învăț, vreau să le arăt oamenilor, unii gratuit, cum poate să facă ceva să fie bun? Pentru că dacă tu ai fi avut o experiență ciudată, da, cu asta nu te-ai fi întors. Cu ce l-ai îndulcit? Cu sirop de agave. Uh-huh. Asta. Dar se poate îndulci cu miere de albine, cu arțar, cu zahăr, dacă vrei. Adică eu nu am nicio problemă cu zahărul. Arată senzațional și este foarte gustos, pe cuvânt. Da, felicitări. Mulțumesc. Asta este prima versiune de tiramisu, care am vreo 5. Am 5 versiuni de tiramisu. Ai 5 versiuni? Asta mi se pare cea mai simplă, cea mai echilibrată și... Na. Cum ești pe Instagram? Ștefan Niță, cred că ceva, nu știu exact. Nu știu. Nu știu cum sunt pe Instagram. Ștefan Niță, 0, nu știu ce. Te rog să-ți faci contul de Instagram. Ca să-ți dea lumea like, pe Facebook cum e? Ștefan Niță? Ștefan Niță, Ștefan Niță. Șef Ștefan Niță, da? Am și șef Ștefan Niță și Ștefan Niță contul privat. Felicitări, foarte mulțumesc, bun, foarte Cătălin. Te mai așteptăm. Cu drag. Băi, Ștefane, văd cum începuse povestea, deci iau cum imaginam eu, deci tu... Păi, dar bine că am lămurit-o. Asta a fost, dar m-a luat prin surprindere că n-am înțeles nici eu cum, nu, dar bine care, că cine, am lămurit-o, tu îți dai seama că te duceai acum acasă sau prietenii, acum aflau și vecinii din bloc, ia uite-mă pe al nostru. Asta e. Eu perfect. Îți mulțumim mult de tot că ai venit drag, și te mai așteptăm. Cu mare drag, Cătălin, și drum bun oriunde mergi. Mersi mult de tot și ție toate cele bune. Ștefan Niță, oameni buni!